Incidentul s-a petrecut în localitatea dâmbovițeană Botlogi. Balastiera nu era funcțională în momentul acela și cel mai probabil șoferul de pe volă nu a știut că bărbatul se afla acolo când a descărcat balastul. Bărbatul a fost prins în buncărul colector sub grămada de pietriș, iar în momentul în care șoferul și alți angajați au reușit să-l scoată, acesta nu mai respira. Activitatea nu funcționa. Era o defecțiune la stație. Am văzut cum fiind alunat scărul de săpată, despre ce este vorba. Cred că era ajuns acolo, că nu eram aici ca să știu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Băiatul, după volă, care era în curte, cred că a pus material în buncăr și l-a prins. Cred că el se uita la defecțiune ce este acolo. Și cam asta s-a întâmplat. Imediat la fața locului au ajuns echipajele de salvatori. Bărbatul era inconștient, iar medicii au început manevrele de resuscitare. În urma acestora, salvatorii au reușit să-l readucă la viață. Pompierii au găsit victima extrasă, dar în stop cardiorespirator. Imediat paramedicii smurt au început manevrele de resuscitare, până ce pacientul a fost stabilizat prin apariția semnelor vitale, respectiv a pulsului și respirației. Bărbatul rănit a fost transportat cu un elicopter smurt la Spitalul Floreasca din capitală. Poliția a sosit la fața locului și a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. De asemenea, Inspectoratul Teritorial de Muncă a fost prezent și urmează să stabilească dacă incidentul este încadrat ca accident de muncă sau nu, având în vedere că bărbatul nu era angajat și doar își ajuta nașul să rezolve problema.